Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată, ne suntem la Stupină. Am scos Albina din spațiul acela închis. Sigur, nu prea îndrăznesc să mă apropie așa să ia să stau în față, dar am să fac așa un filmez de câteva minute și până să trecem cu mașina, că am prins vreme aici undeva în capătul ăsta. Deci, știți bine unde stătea Stupina în anii din urmă. Acum am scos aici într-o poziție încât să stea tot timpul la soare. Da? Deci ea era undeva aici plasată, în spațiul ăsta, v-am amintit bine. Da? Deci aici era într-o parte, apoi în partea cealaltă. Este scoasă din spațiu și surpriza mare este că a început să cadă și polen chiar. Sper să vă arăt câteva situații de acestea în care albina care polen. Da, este multă zarvă. Profităm de aceste zile, câteva zile frumoase. Ca astăzi, prima zi frumoasă. Se pare că și mâine. Ia să vedem dacă descoperim așa în trecere și albinuții care au polen. Ia să ne oprim. Este clar că am văzut aici una. Dacă stăm mai mult așa și urmărim, descoperim mai multe lucruri. Care pare. Da. Iată, tot cu bulen. Și intrat. Pare a fi de corn asta. Da, fi aici. Da. Place ochiului astfel de activitate. Sigur, putem continua și în partea asta, dar mă și grăbesc. Ea vine obosită, observăm că se așează și pe stupi. Da? Am încercat să e desfășor în zona asta, pentru că în condițiile în care va mai fi rece, va mai fi frig, nu știu, nu putem spune că gata s-a terminat cu iarna. Deci în condițiile astea am siguranța că aici este un loc mai îndosit. Și albina să stea tot timpul la soare. Deci cu fața la soare este lucru important. Asta trebuie să urmăriți. Să fie dos, să nu fie curenți. Acolo, dacă i-aș fi lăsat, ar fi fost o problemă, pentru că în timpul ia să văd ce se întâmplă acolo. Albina știe ce este spectaculos, deci ea știe, ține minte, dragilor, poziția din trecut. Ia uitați,
Fantastic. Deci caut albina poziția veche. A, asta nu am gândit că peste iarnă ține minte. A, acum vă pot spune, da. Ține minte. Uitați-o. Uitați-o cât e de hotărâtă să vină aici. Extra. Băi, Gigi! Ah, noi. Extraordinar. Ia uitați. Zona aceea pe care știa ea. Aici bate albinuța. Pentru prima dată când fac chestia asta și îmi dau seama că iar ține minte de anul trecut poziția asta de aici. Iată, stați câte albine este aici. Așează și pe... Da, și caută poziția. Sigur că dacă aș fi pus-o de la bun început aici, o parte din zi rămâne la umbră. Poate am greșit, habar n-am, dar... E ne-am mai pomenit cum ține minte.